Sportivele noastre de la tenis de masă se antrenează intens, fiind implicate în numeroase competiții. Rezultatele nu întârzie să apară, ca dovadă stau numeroasele premii cu care s-au întors de la Campionatul Național de Senior Individual, desfășurat la Buzău. În acest sfârșit de weekend, după cum am anunțat înainte de plecare, am avut o competiție, ceea ce ține de Campionatul Național Individual de Seniori, dublu și dublu mixt. Noi am participat cu un grup de 9 seniori, dintre care am avut 6 fete și 2 băieți. După cum probabil s-a auzit, Adina Diaconu, componenta noastră a echipei de senioare, a obținut un frumos loc 2 la individual, confruntându-se în finală cu Dodean Daniela, care putem să o felicităm pe această cale, pentru că au avut amândouă un meci foarte frumos și, sigur, experiența ei și-a spus cuvântul. După aceea, tot Adina Diaconu a luat medalie de bronz cu Andreea Dragoman de la Mediaș, la dublu fete și un loc 3, deci tot o medalie de bronz cu Pletea Cristian de la Constanța. Și celelalte fete, putem spune că au ajuns în poziții destul de bune, că Dospina Zamfir Andreea ea a fost în sferturile de finală cu Adina chiar și unde au un meci foarte frumos și deschis pentru ambele jucătoare, dar cu câștig de cauză pentru Adina. S-a terminat 4-2 pentru Diaconu și așa ea s-a clasat în pozițiile 5-8, dar putem spune că și la dublu fete, dublu mix, s-au ajuns fetele până în primele 8, unele primele 16, Mania Carla și Pauliuc Mădălina la fel, până în primele 16. Deci, zicem că una peste alta, rezultatele sunt bune. Săptămâna aceasta, ACS Dumbrăvița participă la 2 competiții. Prima are loc la Bistrița, unde s-a organizat memorialul Gheorghe Bozga, iar cea de-a doua se va desfășura în Austria, la Linz, în cadrul Open-ului Internațional de Juniori. Sunt 2 competiții în paralel care se desfășoară în aceste zile. Unii dintre băieți au plecat spre Bistrița, tot un turneu internațional organizat în memoria fostului antrenor Gheorghe Bozga. Au plecat Badea Bogdan, Tănas Antonio, Tarhuna Alin, iar eu mâine mă voi deplasa cu Daniel Moldovan, Matei Dumitrescu și Moldovan Dora la Linz, unde să sperăm că vom avea o evoluție bună, ținând cont că anul trecut am luat medalie. Și, sigur, puțin e schimbată componența echipei de băieți, dar ne vom strădui să fim tot acolo, în fruntea clasamentului, cum s-ar spune, și în fruntea primelor 4 locuri. Antrenoarea Nicoleta Husar a vorbit și despre șansele Adinei Diaconu la Rio. Totul e posibil, pentru că acum vor fi calificările în Turcia, în următoarele săptămâni. Vor merge cele mai bune jucătoare. Ele vor, chiar dacă sunt bine clasate la nivel internațional și clasamentul mondial, e șansa să meargă, dar știți cum e, de regulă la aceste jocuri vor fi selecționate 2 jucătoare, deci chiar dacă poate am vrea să ducem mai mulți, ăsta e criteriu și atunci, la momentul respectiv al calificărilor, rămâne de văzut fetele în ce formă bună de joc vor fi. La mijlocul lunii aprilie are loc returul cu CSF-ul Constanța din play-off-ul Superligii Feminine la tenis de masă.